Depresia și supărarea pot conduce la apariția cancerului. Cu alte cuvinte, starea de spirit ne poate pune viața în pericol. Discutăm despre aceste informații îngrijorătoare cu domnul Irinel Popescu, profesor universitar și medic primar chirurgie generală. Bună dimineața, domnule profesor, și mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Seara lumina, bună dimineața. Așadar, domnule profesor, ați văzut de-a lungul timpului o asociere între depresie și apariția cancerului. Despre ce forme de cancer vorbim și care ar putea să fie explicațiile? Această afirmație pe care personal mi-o asum nu face parte din ceea ce numim noi medicină bazată pe dovezi în întregime. Deci e cunoscută și studiată o relație între depresie și diferite boli, inclusiv cancerul, dar dovezi în sensul medicinei contemporane, care are totdeauna nevoie de cifre foarte clare, nu sunt până în momentul de față. Sunt și cauze subiective pentru asta, pentru că nu toți cei cu depresie o și declară și puțini dintre ei se tratează, poate de asta și ajung la cancer, pentru că dacă s-a tratat la timp, probabil că boala ar fi controlată. Însă e greu de stabilit o corelație științifică în sensul real al cuvântului, ca atare ceea ce sugerez eu este să luați această afirmație ca pe o părere personală după niște ani de experiență, evident, în medicină. Am căutat să mă informez și am văzut că și alte forme de cancer în afara celor pe care le-am observat eu, primul, de exemplu, cancerul de sân la femeie, pot să aibă, să apară pe fundul unei depresii. De-a lungul timpului am remarcat mai multe cazuri de cancer gastric și de cancer de pancreas, care au apărut în urma sau în contextul unor astfel de depresii și nu pot să nu fac o legătură. Erau oameni foarte sănătoși înainte și brusc atunci când dintr-un motiv sau altul s-a instalat o depresie, în general pe fondul unor stresuri foarte mari, țin minte că un pacient spunea că i-a murit soția, au fost alții agresați de diverse injustiții care li s-au făcut și unele cazuri sunt și publice. Deci nu pot să nu fac o legătură și nu numai eu, au făcut-o și alții. Mecanismele prin care se poate ajunge la cancer de la depresie nu sunt cunoscute. Și aici asta e o dovadă că încă știm destul de puțin despre modul în care funcționează organismul uman și despre natura umană și că mai sunt multe de cercetat. Dar cercetările sunt în curs și observația e bine stabilită și afirmată de mai mulți cercetători în medicină. De aceea, ce aș putea spune este că personal consider că există o asemenea corelație. Știți și dumneavoastră că depresia nu are prea multe mijloace de profilaxie, cum spuneam, apare pe fondul unor astfel de șocuri. Poate singurul sfat e că atunci când au loc asemenea evenimente în viața unui om, el e bine să se adreseze medicului psihiatru. Există un tratament al depresiei, există mijloace de control și asta pot să prevină apariția bolilor organice, suferințelor organice, inclusiv cancerul. Domnule profesor, trăim într-o lume agitată. Tristețea sau supărarea pe diverse lucruri care poate nu funcționează așa cum ne dorim în viața noastră sau pierderea unui om drag. Cât de dăunătoare pot fi acestea pentru organismul nostru? Da, exact ăsta e contextul pe care încercam să-l sugerez. Pot fi foarte dăunătoare. Repet, e greu de spus că există o profilaxie. Aici revin la ce spuneam înainte, că poate de câte ori simțim că există iminent un pericol de depresie și că ne-a marcat viața un astfel de eveniment, trebuie să cerem foarte rapid sfatul unui medic calificat. Domnule profesor, o ultimă întrebare. Ca măsură de prevenție, dați-ne câteva sfaturi importante pentru a preîntâmpina, dacă putem spune așa, apariția acestor boli. Da, unul ar fi de natură generală și ăsta nu e un sfat care vine din partea unui medic,
E un sfat care vine din partea unui creștin. Știți bine că în creștinism există drumul crucii și că suferința și loviturile soartei fac parte din viața și din destinul unui om. Atunci când le luăm ca atare, probabil că le îndurăm mai ușor. Al doilea este cel pe care vi l-am spus. E greu ceea ce se spune să nu punem la inimă nimic. E greu pentru că sunt lucruri care ne marchează existența. Dar în acest context, sfatul pe care îl dau este să, ca persoana respectivă să ceară sfatul unui psiholog sau unui psihiatru. Mulțumesc tare, tare mult pentru această intervenție la știrile dimineții. A fost în direct cu noi domnul Riner Popescu, profesor universitar și medic primar, chirurgie generală. Mergem acum mai departe.